Bine v-am regăsit la interviurile Live Doc. Eu sunt Elena Oceanu, redactor la doctorulzilei.ro și astăzi vorbim despre bolile de plămâni. Știați că fumatul este responsabil pentru aproape 90% dintre cazurile de cancer pulmonar și că riscul unui fumător să moară din cauza acestei boli este de 15 ori mai mare decât al unei persoane care nu a fumat niciodată? Cei care reușesc însă să se lase de țigări își reduc considerabil riscul de îmbolnăvire, indiferent de vârsta pe care o au și de cât au fumat. Mai multe informații despre acest subiect ne va spune însă doamna dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vorbim mai întâi despre cancerul pulmonar, pentru că am început cu asta. Câte cazuri sunt diagnosticate anual și care e profilul pacientului? În anul 2013, conform statisticilor Centrului European care colectează datele din țările din Uniunea Europeană, în România au fost diagnosticate aproape 2100 de femei cu cancer pulmonar și 8200 bărbați. Deci undeva în jur de aproape 11.000 de persoane au fost diagnosticate cu cancer pulmonar. În realitate, cifrele sunt cu siguranță ceva mai mari, pentru că această boală nu doare, nu are simptome, nu se manifestă decât în stadii foarte avansate și cum ea apare foarte frecvent la persoanele care fumează, de multe ori trece neglijată, omul moare, nu știe de ce. Sau pentru că este o boală extrem de invazivă, adică o boală care produce metastaze relativ frecvent și relativ iute de la diagnostic, tocmai pentru că e pus diagnosticul târziu, atunci mulți oameni sunt diagnosticați cu cancer la nivelul altor organe, adică practic diagnosticul se face prin metastazele cancerului pulmonar. Poate că numărul nu pare atât de mare dacă ne gândim că în fiecare an sunt diagnosticați aproape 1 milion de români cu boli cardiovasculare. Problema este în primul rând a omului, pentru că este afectată calitatea vieții. Știe foarte bine că durata de viață este dramatic scurtată, iar diagnosticul vine de foarte multe ori brusc, neașteptat și afectează întreaga familie. Iar un alt motiv pentru care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți această boală este aceea că ea apare la vârste din ce în ce mai tinere, adică vorbim de oameni de 35, de 40 de ani, adică oameni care practic încep să se bucure de ceea ce au învățat, de eforturile pe care le-au făcut în tinerețe, încep să se bucure de copii care nu mai sunt bebeluși, ci ajung la școală, la liceu și atunci viața li se termină. Este o dramă pentru familie. Românii sunt mai glumeți. Câteodată unii oameni sunt mai cinici, așa sunt ei, nu-i vorba că e bine sau e rău. Și spune, decât să o duc așa ani de zile, să ajung la 80 de ani și să sufăr, mai bine să se termine lucrurile repede la tinerețe. E adevărat, e o chestie de alegere sau fine, de preferințe, să spunem. Dar când ești atunci, la 40-45 de ani și se stabilește un astfel de diagnostic, nu am cuvinte să spun cât de mult suferă acești oameni. Și noi și ca medici, evident. Și noi ca medici, chiar dacă în ultima vreme suntem arătați cu degetul că suntem insensibili și așa mai departe, și noi suferim împreună cu ei, pentru că, repet, sunt oameni din toată firea. E o tragedie. Mai mult, dacă stai să te gândești că această boală poate fi evitată, mai mult te amărăști și îi bați pe oamenii, la cap pe oamenii care fumează să se lase de fumat. Sunt boli în care, pentru a căror prevenție nu poți să faci foarte multe, dar sunt și boli pe care le poți preveni. Iar cancerul pulmonar este o boală care poate fi prevenită, și anume cel mai bine să nu te apuci de fumat,
Și dacă, asta e, ai făcut o prostie la adolescență, cine nu face prostii la adolescență și ai început să fumezi, măcar să te lași cât mai repede. Beneficiile sunt din perspectiva reducerii riscului de cancer pulmonar, dar această reducere este foarte lentă, pentru că gudronul, dacă vreți, cenușa cu ghilimele de rigoare, pentru ca să înțeleagă mai bine telespectatorii noștri, acest gudron rămâne în interiorul plămânilor toată viața. Ori în gudron există foarte multe substanțe cancerigene, de ordinul a 60 de substanțe, printre care, ca să vă dau un exemplu ușor de înțeles pentru toată lumea, printre aceste substanțe este și poloniu radioactiv. Acesta este o substanță radioactivă. Cu toții știm că ele produc cancer. Deci, practic, ești porți după tine această substanță radioactivă toată viața. Mulți fumători spun, da, da, eu știu atâția oameni care au fumat și n-au făcut cancer pulmonar și invers, oameni care au făcut cancer pulmonar și nu au fumat niciodată. Când vorbim de boli cronice, vorbim de factori de risc, dar nu așa, poate nu aș aborda neapărat acest aspect, cât i-aș invita pe cei care ne urmăresc acum să se gândească că organismul uman este extraordinar de adaptabil. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Se adaptează și la bine și la rău. Adică atunci când noi îl supunem chinurilor, adică îi dăm tot felul de substanțe chimice, toxice, organismul se adaptează. Practic, în fiecare zi, oncologii au demonstrat că în organismul nostru se formează celule canceroase. Dar organismul nostru are niște limfocite, niște soldăței, care cu asta se ocupă și numai cu asta, cu identificarea și distrugerea celulelor neoplazice, dacă, celor canceroase. Dacă acest sistem de apărare scade în eficiență, atunci apare cancerul. Când apare? Păi, vorba aia, avem o multitudine de substanțe chimice cu care ne agresăm organismul, că e vorba de poluare atmosferică, că e vorba de alimentație, că e vorba de ceea ce bem, de ceea ce purtăm, de ceea ce respirăm în afara fumului de țigară, sunt lucruri pe care nu le putem evita, dar sunt și riscuri evitabile cum e țigara. Prin urmare, dacă ai un organism rezistent, adică sistemul imun este în regulă, dacă organismul tău nu este supus la atât de multe noxe, la stres, ca un organismul altui om, chiar dacă fumezi, este posibil să nu faci cancer pulmonar. Noi, ca medici, atragem atenția că, practic, cancerul pulmonar apare la fumători, adică 90% dintre cancerele pulmonare, cum ați spus, apar la fumători. Când ne uităm invers, anume dintre fumători câți fac cancer pulmonar, vedem că procentele sunt în toată lumea undeva în jur de 30%. Deci, mulți fumători mă iubesc pentru ceea ce urmează să spun, dar nu e chiar așa, și anume că da, probabilitatea să nu faci cancer pulmonar este mai mare, dar atenție, vorbim așa de niște condiții ideale. Nu știi cum îți este organismul, dacă ești stresat, dacă mai ai și alți factori care îți reduc apărarea, atunci riscul tău crește. Și mai este un element foarte important care se numește factorul genetic. Sunt anumite gene care predispun la instalarea unui cancer pulmonar. De aceea, persoanele care provin din familii în care au fost persoane cu cancer pulmonar au un risc cu mult, cu mult mai mare. Dacă părinții, unul din părinți a avut cancer pulmonar, păi nici măcar nu trebuie să stai în preajma fumătorilor, adică nu numai că să nu fumezi, numai să nu fumezi pasiv, dar să nu fumezi, cum se numește, la mâna a treia. Fumatul terțiar sau fumatul la mâna a treia este inhalarea particulelor de toxice de gudron care se află pe hainele fumătorilor, pe păr, care rămân depozitate pe perdele, pe diverse obiecte, și care aceste particule inhalate declanșează la rândul lor tot felul de procese chimice. Prin urmare, factorul genetic, pe care nu-l putem încă determina, sunt studii, sunt în curs, sunt studii care au identificat aceste gene și încet, încet încep să apară pe piață, adică în partea comercială, și teste care să
verifice dacă ai sau nu acele gene. Dar încă cum nu există suntem la cancerul de sân? De sân și la cancerul de prostată. Însă nu sunt suficient nici de sensibile și nici de specifice. Adică nu întotdeauna când ai acea genă înseamnă sigur că vei face cancer pulmonar și viceversa, dacă nu le ai, nu înseamnă că e sigur că nu o să faci. Deci factorii genetici, factorii de mediu și primul, cel mai important, este fumul de țigară. Dar dacă depinde și numărul de țigări fumate? Categoric, este vorba de doză. Și atunci depinde de cantitatea de țigări, depinde de tipul de țigări, depinde de durata fumatului. Și apropo de tipul de țigări, până de curând... până de curând însemnă până prin 2008, pe piață existau niște țigări pe care scria light sau ultra light sau lăutar sau așa mai departe. Din 2008 aceste mențiuni sunt interzise, deoarece s-a constatat că oamenii de bună credință, deci fumătorii care își dădeau evident seama că își fac un rău, dar pe de altă parte nici nu se simțeau pregătiți, psihologic vorbind, să renunțe la plăcerea asta extraordinară care e fumatul. E bine, atunci alegeau o cale de mijloc, ziceau hai că alegem o cale mai griașă, adică să fumăm niște țigări mai puțin toxice. Lucrul acesta, și atunci foloseau țigările light. Lucrul acesta s-a întâmplat în alte țări din anii 90, de când au apărut ele pe piață. Și ce s-a constatat? S-a constatat că mai ales în rândul femei care erau cele mai mari utilizatoare de țigări light, slim și așa mai departe, un anumit tip de cancer care metastazează foarte rapid era mai frecvent în rândul acestor femei. Deci, nu numai că nu te protejau, dar exista riscul exact să-ți provoace o formă de cancer mai nocivă decât altele, dacă poți să faci comparație. Dar să nu uităm că noi, ca doctor și oamenii în general, vorbesc despre cancer, dar în realitate sunt foarte multe tipuri de cancer, în funcție de organ și în funcție de tipul histopatologic, spunem noi, de tipul de celulă care s-a transformat dintr-o celulă normală într-o celulă canceroasă. Dar despre țigaretele electronice, ce spuneți? Țigaretele electronice sunt mai puțin nocive? Țigaretele electronice au apărut pe piață de o perioadă scurtă de timp. Dacă este să ne gândim la efectul asupra cancerului pulmonar, cel puțin, deoarece, repet, organismul nostru are mecanisme naturale să se apere împotriva cancerului. Prin urmare, este necesară o expunere mai îndelungată de mai mult timp și o cantitate mai mare de țigări electronice pentru ca să putem să evaluăm riscul de cancer pulmonar. Cu alte cuvinte, trebuie să așteptăm să se îmbolnăvească oamenii ca să facem o legătură. Însă, pe de altă parte, nu e nevoie să aștepți 15-20 de ani pentru că vedem că, deci, s-a măsurat, evidențiat lucrul acesta, că în acei aerosoli pe care îi produce țigara electronică există substanțe cancerigene, adică sunt substanțe pe care dacă le pui pe o cultură de celule, acestea se transformă în celule maligne. Prin urmare, sunt potențial cancerigene, dar nu asupra, evident că sunt mai, acest potențial este mai mic decât în cazul țigărilor obișnuite, dar asta nu înseamnă că nu există. Însă nu asupra, dacă este ca o persoană care consumă aceste produse să se intereseze, să fie preocupată de ceea ce își introduce în plămâni, aș sugera unei astfel de persoane să se gândească că introduce nicotină. Ori nicotina nu e doar nicotină, cum citesc încă pe internet, adică această minimalizarea efectului nicotinei este total falsă. Nicotina, în primul rând, este un drog, în al doilea rând, este o substanță cu efect asupra aparatului cardiovascular, adică produce tahicardie, crește tensiunea arterială. Deci nu e deloc lipsită de nocivitate și nu în ultimul rând, nicotina nu produce cancer, adică nu face ca o celulă normală să se transforme într-o celulă malignă, dar face altceva nicotina. Odată apărută o celulă malignă, deci odată apărută o tumoră, nicotina favorizează extinderea ei, pentru că printre alte efecte, nicotina inhibă, blochează procesul natural de apoptoză a celulelor maligne. Ce este apoptoza? Apoptoza este procesul prin care o celulă normală
moare, pentru că și celulele mor. Deci nu avem aceleași celule de la naștere până la moarte. Ciclul de viață al unei celule variază de la un tip de celulă la alta. Celulele maligne au și ele o durată de viață, numai că se tot înlocuiesc. Ei bine, nicotina le face să trăiască mai mult. Și atunci tumora crește. Dacă o celulă malignă trăiește mai mult, se și multiplică. Deci, practic, dacă e să facem așa un rezumat pe înțelesul celor care ne urmăresc, nicotina nu îți produce cancer, dar odată ce a apărut o tumoră, o face să crească și să disemineze mai repede. E ca un fel de gaz peste foc, dacă e să fac așa o comparație. Dar la cât timp după ce ne-am lăsat de fumat scade riscul de cancer și dacă riscul poate ajunge la fel ca al unei persoane care nu a fumat niciodată? Studiile ne arată că după 7-10 ani, deci între 7 și 10 ani, riscul de cancer pulmonar începe să se înjumătățească. Practic, riscul nu prea ajunge niciodată la fel ca al unui nefumător, pentru că, repet, dacă fumezi 2-3 ani, atunci riscul să faci cancer pulmonar, într-adevăr, este foarte mic. Deci, riscul de cancer pulmonar este dependent de doză, de doza de substanțe cancerigene pe care ți-ai introdus-o. Cu alte cuvinte, depinde de durata fumatului, de cantitatea de țigări și de tipul de țigări pe care l-ai fumat. Deci una este să te apuci la 18 ani, să fumezi așa când ești la petreceri și când termini facultatea și te duci la locul de muncă și nu ți se dă voie să fumezi, deci în 3-4 ani te-ai lăsat, respectiv să comparăm cu un om care a fumat 30 de ani, 40 de ani un pachet jumate. Deci nu este vorba de același risc. Însă beneficiile renunțării la fumat sunt atât de multe încât practic dacă un om este interesat de acest lucru, atunci trebuie să se gândească în primul rând la faptul că își scade semnificativ riscul de boli cardiovasculare și riscul de accident vascular cerebral și riscul de cancer pulmonar. Dar ăla apare mai târziu, adică odată ce ai pus țigara în gură și ai fumat câțiva ani, vei avea un risc de cancer pulmonar mai mare decât al unui nefumător. Asta e categoric. Dar faptul că într-un an, un an jumate, ai același risc de infarct miocardic, același risc de accident vascular cerebral ca un nefumător, în condițiile în care în România ucigașul numărul 1 este boala cardiovasculară, cred că acesta trebuie să fie, în primul rând, motivul fumătorului care este preocupat de sănătatea sa. În afară de fumat, ce alți factori de risc? Poluarea, spre exemplu. Știm că trebuie să facem mișcare, că trebuie să lăsăm mașina acasă. Dar dacă mergem cu bicicleta la muncă și inhalăm noxele emise de mașini în timp ce facem efort, nu e mai periculos pentru plămâni decât dacă am fi sedentari? Știți, această întrebare este, vă mulțumesc mult pentru această întrebare, pentru că este un exemplu foarte bun pentru ceea ce... ceea ce dumneavoastră ca jurnaliști numiți fake news. Adică întrebări care la prima vedere și răspunsuri, da? Care la prima vedere par foarte logice, dar care în realitate nu sunt adevărate. Și nu sunt adevărate nu pentru că logica omului ar fi defectă, nu pentru că omul n-ar gândi corect, ci pentru că nu are destule informații. Când vine vorba de poluarea atmosferică, într-adevăr, ea există, poluarea produsă de mașini, de exemplu. Dar studiile ne arată că tipurile de particule produse de particule toxice produse de mașini, în primul rând, nu afectează atât de mult plămânul precum afectează particulele din fumul de țigară, pentru că e chestie de dimensiuni. Cele din aerul atmosferic au dimensiuni mari, rămân la nivelul căilor respiratorii superioare, deci în nas, la nivelul gâtului, cel mult în trahee, pe când din fumul de țigară sunt foarte multe particule cu dimensiuni mici care ajung profund în plămân și rămân acolo. Al doilea aspect este că oricât ar părea de puțin credibil, totuși studiile, adică măsurătorile efectuate în mai multe centre, în mai multe țări, deci nu se pune problema că ar fi un centru în care au ei ceva așa cu fumătorii și vor să meșterească ei, să manevreze, știți, apropo de teoriile conspiraționiste, să manipuleze rezultatele. Nu, asta este realitatea. Un motor diesel
chiar de camion, produce cu mult mai puțin, adică de până la 10 ori mai puține particule decât produc două țigări care ar complet. Pe de altă parte, să nu uităm că poluarea atmosferică provocată de gazele, practic de ceea ce se elimină de către mașini, de gazele de eșapament, toate aceste substanțe se disipează în atmosferă, ceea ce este cu totul diferit de fumatul într-o cameră, într-un spațiu închis. Și atunci, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, evident că este de preferat să mergem cu bicla prin pădure, prin parc, să nu mergem chiar pe marginea drumurilor, mai ales în București, mai ales într-un oraș foarte aglomerat, mai ales pe marile bulevarde, dar mereu trebuie să fie o chestie de evaluare. Deci, da, acolo este ideal să mergem cu o bicicletă la munte, dar între a sta în mașină, a produce, a contribui la poluare, a contribui prin sedentarismul nostru la creșterea riscului de boli cronice, toate care le vreți, și a inhala aerul pe care oricum îl inhalăm jumătate de oră, o oră, când mergem cu bicicleta, cred că balanța târnă spre partea cu bicicleta. În orice caz, e greu să faci un studiu în care să măsori beneficiile mersului pe bicicletă în bulevarde versus daunele provocate de mersul în mașină, însă trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Deci, eu îi încurajez pe oameni, chiar dacă e orașul poluat, să încerce măcar să evite bulevardele foarte aglomerate, dar să meargă cu bicicleta, să facă mișcare. Beneficiul adus de mișcare, beneficiile, că sunt multe, aduse de mișcare sunt incredibil de mari. Aș vrea să vorbim puțin despre simptomele cancerului pulmonar. Aici ați atins un subiect foarte delicat, pentru că aceste simptome, mai ales la un fumător, și o să vedeți imediat de ce spun acest lucru, nu sunt foarte specifice. Un fumător care tușește, pe toți fumătorii tușesc, așa am spus și mie pacienții, da, tușesc de 5-6 ani, dar e normal să tușesc. Nu e normal să tușești. Tusea nu arată neapărat existența unui cancer pulmonar. E adevărat, poate să arate faptul că este o tumoră în plămâni care apasă pe diversi nervi, care apasă pe pleură și așa mai departe, dar în orice caz tusea poate să fie un simptom și al altor boli pulmonare. În orice caz, tusea nu e normală. Dacă această tusă se acompaniază de o expectorație și chiar dacă expectorația este de dimineață și fumătorul consideră că e normal, e firesc, dimineață ce face fumătorul? Se trezește, își la baie, tușește și expectorează. Nu e normal. Poate să nu aibă cancer, dar dacă la un moment dat expectorația respectivă este cu sânge, care nu trebuie neapărat să fie cu sânge roșu, pot fi și firicele mai subțiri. Uneori oamenii confundă cu sângerele provocate de sângerele gingivale, provocate de periajul dinților. E o diferență între a te spăla pe dinți și a tuși și a expectora. Pe de altă parte, o scădere în greutate nedorită. Deci, nu ți-ai propus să scazi în greutate, nu ai avut o perioadă în care să ți se fi schimbat modul de alimentație sau invers, să fi făcut prin natura activității tale zilnice, să ai făcut mai mult sport, deci nu poți să spui că ai scăzut în greutate pentru că ai făcut ceva. Ci o scădere în greutate cu oboseală, dar cine nu e obosit, cu o lipsă din asta așa de chef de orice, dar cine se duce în fiecare zi zâmbitor la servici, deci nu sunt niște simptome foarte specifice. Durerile. Plămânul nu prea doare. El doare când este afectată pleura, când sunt afectate coastele, când sunt afectați mușchii intercostali. Deci, iarăși, nu pot să spun durerea toracică este un simptom de cancer. Că, Doamne, iartă-mă, dacă faci o mișcare bruscă și ai o contractură musculară, te doare toracea și zici, am cancer. Nu. Deci, lucrurile trebuie evaluate și de aceea eu le recomand fumătorilor care se adresează centrului de consiliere ca să renunțe la fumat, ca în cazul în care ei simt că se schimbă ceva cu starea lor,
că se schimbă caracteristicile tusei, că tușesc mai mult, că tușesc mai des, că se trezesc noaptea, că se schimbă ceva cu expectorația, cu starea lor generală. Să consulte medicul de familie care poate să observe dacă să observe eventuale cauze banale ale problemelor sau să-i se pară că este ceva, că este ceva, să spunem, care crește probabilitatea de a avea un cancer și atunci îl trimite la medicul specialist. Mai ales la noi în țară, unde tuberculoza este o boală foarte frecventă și este cunoscută și așa de, să spunem, opinia generală, există o frică de tuberculoză. Din aceste motive, la noi în țară, examenul radiologic este văzut, e perceput de oameni ca o modalitate de, să spunem, nu neapărat de control, ci ca un fel de screening, așa. Hai să văd și eu ce mai fac plămânii și mă duc la radiografie. Da? E bine, studiile făcute în alte țări și mai ales în Statele Unite, de ce accentuez în Statele Unite? Pentru că în această țară se pune foarte mult problema de cost-eficiență și nu e vorba de o interpretare, să spunem, negativă a acestui concept. Deci ei mereu se gândesc merită sau nu merită și când spui că merită sau nu, nu se gândesc exclusiv la bani. Și să, de exemplu, în cazul radiografiei pulmonare, mereu trebuie să ne gândim merită iradierea persoanei respectivă, pentru că radiografia pulmonară se face cu ajutorul razelor X, sau informațiile pe care ni le oferă nu justifică iradierea persoanei respective. Și atunci, din anii 60, se fac în Statele Unite, se fac tot felul de studii care să vadă când și cui ce ar trebui să-i facem pentru a diagnostica un cancer pulmonar cât mai precoce. De când cu apariția tomografiei computerizate, s-a pus această problemă. Facem sau nu facem tomografie? Cui facem? Că nu poți să iradiezi un om chiar așa în fiecare an. E bine, toate aceste studii au arătat că radiografia pulmonară făcută de rutină, adică așa, n-am nimic și mă duc și la control. Hai să văd cum e și îmi fac o radiografie pulmonară. Nu crește deloc rata celor rata diagnosticării cancer, adică din 100 de oameni testați, dacă ai unul care să aibă cancer pulmonar, pentru că e vorba de populația generală, nici până de curând nici tomografia computerizată nu se recomanda tuturor, dar abia în 2014 în Statele Unite tomografia computerizată se recomandă ca modalitate de screening, dar numai persoanelor care au peste 50 de ani, persoanelor care au fumat cel puțin un pachet pe zi timp de 20 de ani, care sunt dispuse să se lase de fumat, pentru că degeaba îi spui că bun, ai cancer pulmonar, trebuie să facă și pasul următor și numai în aceste condiții și dacă mai are și niște ceva, niște simptome, atunci se face ce se numește screening al cancerului pulmonar prin tomografie computerizată. Deci acest obicei al românului, una, două, mă duc să-mi fac singur de capul meu o radiografie, mă duc la policlinică privată și cer o radiografie pulmonară, nu trebuie încurajată. Trebuie încurajată adresarea către medicul de familie, care poate să facă o diferență între cât este normal și cât e cazul să mergem mai departe. Pentru că, repet, chiar dacă fumătorii sunt din rândul lor, se racolează persoanele cu cancer pulmonar, din fericire, nu toți fac cancer pulmonar. Ar fi un dezastru populațional, dar poate că în felul acesta oamenii s-ar gândi mult mai bine să renunțe mai devreme. Înțeleg că radiografia și tomografia sunt principalele investigații care se recomandă cuiva care ar putea avea cancer, e suspect de cancer pulmonar. Da, sunt primele investigații care se fac, pentru că pasul următor, deci odată ce este un element de suspiciune la tomografie sau la radiografie sau la tomografie, pasul următor este să aflăm natura tumorii respective. Ori această identificare se poate face numai
luând, extrăgând ceva din acea tumoră. Dacă este undeva unde se poate ajunge cu bronhoscopul, atunci se face bronhoscopie. Există metode din ce în ce mai elaborate și mai puțin invazive pentru pacient, dar care nouă ca medici ne oferă din ce în ce mai multe informații pentru ca să vedem care este natura acelei tumori, pentru că o tumoră nu este în mod obligatoriu o tumoră canceroasă. Poate să fie o tumoră benignă. În România poate să fie tuberculoză. Sunt atâtea cazuri în care și să vă mărturisesc că și eu am crezut că întâi e cancer pulmonar și din fericire s-a dovedit a fi tuberculoză. Da? Tuberculoza se tratează, extraordinar. Deci bronhoscopia este o modalitate de a identifica tipul celular al tumorii, iar dacă este la periferie, deci nu se poate ajunge cu bronhoscopul prin interiorul bronhilor, atunci se ajunge prin toracoscopie, mediastinoscopie, adică echivalentul intervențiilor laparoscopice de la nivelul abdomenului. Se face o tăietură foarte mică între coaste și se introduce un tubuleț. Totul se face de către chirurgul toracic, care este specializat pentru așa ceva. Și atunci putem afla care este natura tumorii respective. În funcție de această natură se stabilește și tratamentul. Cineva ne întreabă, ne spune că nu se mai vindecă de răceală de la Paște și că a făcut și pneumonie de 3 ori. Nu face febră, dar se simte tot timpul epuizat și obosește excesiv. Ce sfat îi dați? În primul rând, să se adreseze medicului de familie, care va stabili dacă e cazul sau nu să facă o radiografie pulmonară. Probabil că îi va recomanda acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să țină cont de faptul că, exact ceea ce spuneam mai devreme, oboseala nu este un semn de cancer pulmonar, dar este un semn care ție, ca și pacient, ca și om, da, care ai o astfel de problemă, ar trebui să te pună pe gânduri și să vezi ce-i cu lucrul acesta. E foarte adevărat că după orice infecție din aceasta trenantă, deci o infecție care durează mai mult timp, o infecție severă, organismul s-a luptat cu microbii respectiv și este firesc să te simți un pic mai slăbit, dar cu niște limite. Da? Și atunci cine stabilește în primul rând cât este relativ normal și cât ridică niște semne de suspiciune, e bine, lucrul acesta îl face medicul de familie. Cu atât mai mult cu cât în România sistemul de sănătate este construit în așa fel încât asigurații sistemului de sănătate au acces la medicul specialist și la investigații mai specializate doar ca urmare a trimiterii de la medicul de familie, cu atât mai mult sugerez doamnei care ne-a contactat să apeleze la medicul de familie și atunci acesta îl trimite la medicul specialist. Altfel, la medicul specialist poți să ajungi fără ca să plătești, deci în baza asigurării medicale, doar în cazul în care ai o urgență, dar această urgență trebuie justificată, adică există niște criterii foarte clare prin care medicul poate spune că este urgență sau nu, deci nu ține de, să spunem, cheful nostru. Mă uit așa la dumneavoastră și zic că aveți ochi de urgență, nu. Pentru că după aceea vine casa de asigurări, te controlează și dacă acel caz nu a îndeplinit criteriile, atunci tu ca medic ești pasibil să dai banii înapoi pe care ai primit pentru o consultație. De obicei în România pacienții sunt cu cancer pulmonar sunt de obicei diagnosticați în stadii avansate de boală. Și în România, dar și în alte țări, pentru că plămânul nu doare, decât atunci când este foarte târziu sau niște forme sau în cazul unor boli cum e pneumotoraxul, cum este o pleurezie, deci în boli în care, boli acute, boli în care se întâmplă ceva brusc cu pacientul. Și atunci acest diagnostic precoce în cazul cancerului pulmonar este cam dificil de pus. Acesta este și motivul de bază pentru care în Statele Unite s-au făcut eforturi practic de 50 de ani să se găsească o modalitate
Deci un screening, o modalitate de a diagnostica un cancer pulmonar în populația generală cât mai precoce. E dificil, ar fi foarte simplu. Vedeți, nici într-o boală cum e cancerul de sân sau cancerul de prostată, care pot fi diagnosticate precoce, pentru care tratamentul în stadiile precoce, practic în multe cazuri, acest tratament conduce la vindecarea bolii. Deci dacă în România, în aceste cazuri de cancer de sân, cancer de prostată, nu reușim să diagnosticăm oamenii la foarte timp, devreme, ce să mai spunem de cancerul pulmonar, care e și asimptomatic, crește și extraordinar de repede și mai este și la fumători. Da. Mai avem o întrebare. Ce e indicat să mănânce pacienții cu cancer pulmonar? Dacă există anumite alimente permise sau indicate și interzise? Sunt, într-adevăr, sunt multe, deci sunt din ce în ce mai multe studii care evaluează impactul alimentelor asupra evoluției unui cancer pulmonar, dar aceste alimente depind foarte mult de tipul de tratament pe care îl urmează pacientul. Eu mă abțin în general să recomand alimentul cu tare, alimentul cu tare. Sunt valabile regulile generale, însă există pe paginile de internet, pe paginile de socializare, da, sunt tot felul de alimente, indicații, minune, de și tot felul, da, de rețete și diete și așa mai departe, dar cele mai periculoase, din perspectiva mea de medic, sunt cele care recomandă îndepărtarea proteinelor și mai ales să nu mănânci carne. Ori anticorpii, limfocitele, tot aparatul imunitar, aparatul de apărare al corpului este structurat pe proteine. Aceste proteine sunt formate din aminoacizi, dintre care 4 nu se găsesc în regnul vegetal. Deci trebuie să mănânci ceva de la animale. Nimeni nu zice să mănânci carne de dimineață până seara, dar nu poți să elimini complet pentru că nu ai sursa de proteine de calitate și atunci organismul cu ce să reacționeze? Deci orice... Organismul omului este atât de bine calibrat, are niște sisteme de apărare și de regenerare atât de neimaginat de complexe, încât noi nu are rost să creăm un dezechilibru. Organismul omului a fost făcut să fie carnivor, asta e. Nu multă, dar nici deloc. Alimentele din regnul vegetal, fructe, legume sunt foarte bune, sunt foarte sănătoase, au foarte multe minerale, dar iarăși trebuie privite cu puțină grijă, pentru că unele din ele fermentează, unele din ele produc aciditate și pot interfera cu medicamentele de la oncologie. De aceea eu le recomand tuturor pacienților mei să păstreze un echilibru, să evite exagerările, extremele și să aibă încredere în medicul oncolog. În România noi avem o separație, să spunem, a puterilor în sănătate, asta e o glumă. Adică sunt medicii specialiști care pun diagnosticul de cancer, indiferent că e vorba de cancer pulmonar, digestiv sau de oriunde este el, și medicii oncologi care tratează cancerul. Unii sunt specializați pe cancerul pulmonar, dar pacientul trebuie să apeleze practic la două categorii de medici. Eu, ca pneumolog, eu trebuie să dau vestea, dar, din păcate, eu nu mai văd și finalul, pentru că pacientul trebuie să ajungă la medicul oncolog, trebuie să ajungă la medicul chirurg, trebuie să ajungă la radioterapeut și, de aceea, noi, ca pneumologi, ca și restul colegilor mei interniști, noi nu prea vedem și finalul. Ori, de aceea le recomand tuturor pacienților, cel puțin pacienților mei pe care îi diagnostichez, când ajung, să se încreadă în medicul oncolog care îi tratează. Mai degrabă decât ce scrie pe Facebook. Da. Încă o întrebare. Cineva spune că a făcut un RMN în noiembrie și s-au descoperit micronoduli pe ambii plămâni. Ce trebuie să facă în continuare? Vrea să știe.
trebuie să se adreseze medicului pneumolog care l-a trimis sau dacă nu s-a dus la un medic pneumolog, atunci să apeleze la unul, pentru că atitudinea medicală față de nodulii solitari este standardizat. Deci știm exact între ce, nod, între ce dimensiuni trebuie să aibă și ce intervenții facem. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că suntem în România, o boală în care, o țară în care tuberculoza este foarte frecventă. Din acest motiv suntem mulți, de fapt majoritatea românilor au sechele de tuberculoză și în cazul unor persoane aceste sechele îmbracă aspectul unor noduli, mai ales dacă e vorba de noduli în lobii superior, la vârful plămânilor. De foarte multe ori acești noduli sunt urmele unei tuberculoze pe care omul știa că a avut-o, deci boala a fost manifestă, sau doar a unei infecții cu bacilul Koch, care nu a condus la o boală sau boala a fost foarte frust, adică nu a avut niște simptome, nu a fost diagnosticat. De aceea, dacă vezi niște noduli pe o radiografie pulmonară, nu înseamnă instantaneu că ai cancer pulmonar. Dar ce trebuie să însemne pentru o persoană care îi se diagnostichează, îi se pun în evidență acești noduli, ce trebuie să facă este să ajungă la un medic pneumolog. O altă întrebare, apropo de simptome, dacă în cancerul pulmonar simptomele, unul dintre simptome poate fi durerea care se resimte în brațul stâng și în spate și maxilar. Sigur că durerea face parte dintre simptomele, dintre posibilele simptome ale unui cancer pulmonar. Dar, iarăși, lucrurile trebuie interpretate cu foarte mare grijă, pentru că nu orice durere, cum e și exemplul acestei dureri, e sigur cancer pulmonar. Poate fi. Probabilitatea este mai mare sau mai mică, dar în orice caz o durere nu e o chestie normală. Și atunci sugestia mea este să se adreseze în primul rând medicului de familie, care poate să observe dacă nu cumva este vorba de o banală, cu ghilmele de rigoare, spondiloză cervicală, adică nu e vorba de un cancer, dar este o problemă medicală ce creează multă neplăceri oamenilor. Trebuie să vadă dacă nu este o contractură și pentru că în cazul în care persoana respectivă mai are și alți factori de risc pentru un eventual cancer pulmonar, să-l trimită să-și facă o radiografie. Dar, repet, lucrul acesta nu le poate, toate aceste caracteristici, nu le poate diferenția cineva care nu cunoaște cum funcționează corpul omului. Repet ce vă spuneam la început, unele lucruri par logice, dar nu sunt adevărate, pentru că nu poți să le știi pe toate, în toate domeniile. Și cineva ne mai întreabă... De ce unele persoane sunt mai sensibile și de la o simplă răceală se poate ajunge la pneumonie? Din ce cauză? Se slăbește sistemul imunitar sau ce se întâmplă? Sigur că da. Aici sunt două aspecte. Este în primul rând vorba de caracteristicile microbului. Da? Agentului infecțios, adică poate să fie, de exemplu, inițial un virus cu care să fie o infecție virală, cu care organismul se luptă, își consumă, să spunem, din resurse și, pe de altă parte, dacă o persoană care a avut, de exemplu, o infecție virală respiratorie, nu a stat în casă, nu a urmat niște sfaturi, să spunem, minimale, niște reguli minimale de protecție, adică nu a stat la căldură, ci a ieșit afară, a stat în curent de aer rece, a băut, a mâncat băuturi, alimente reci, a făcut foarte multă treabă și a pierdut în continuare nopțile, atunci evident că organismul nu s-a putut reface și atunci în locul în care a fost infecția, dacă au acționat virusii respectiv, acolo sau în alte părți se pot suprapune niște bacterii de data aceasta care să fie mai agresive. Și atunci de la o banală, cu ghilimele de rigoare, nu știu, o rinoree, adică scurge nasul, să te trezești cu o sinuzită purulentă sau dacă ai astm, să faci o exacerbare de astm sau să faci o pneumonie de adevărată la bacteriană.
Deci, și pe de altă parte, o altă cauză poate să fie o boală pe care omul nu știa că o are și o boală care se manifestă prin scăderea imunității. Și exemplul clasic și cel mai frecvent în România este exemplul diabetului. Aceasta este o boală insidioasă, nu știi că o ai, trăiești bine, mersi cu ea, și la un moment dat, de la o prostie, să spunem, că e vorba de o unghie care nu a fost tăiată corect sau o infecție respiratorie banală, se poate ajunge la o infecție microbiană severă, ocazie cu care se diagnostichează și diabetul. Știu că sunteți coordonator al programului Stop Fumat de al Centrului de Consiliere, da, din Institutul Marius Nasta, da. Și aș vrea să vă întreb câteva lucruri despre acest program. Cine Sigur. Se poate adresa? Câți fumătorii au ajuns să renunțe la țigări în urma programului? Pentru că acest program este finanțat de Ministerul Sănătății, deci nu este finanțat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ci din taxa, așa este, taxă pe viciu, și nu din asigurările pe care le plătim cu toții, atunci acestui program mi se poate adresa orice fumător. Nu contează că este asigurat sau nu este asigurat, nu contează dacă are card de sănătate sau nu are, trebuie să aibă însă un lucru, și anume trebuie să își dorească cu adevărat. Acesta este primul lucru pe care îl spun celor care mi se adresează, și anume că nu există pastile de vrut, există pastile de putut. Deci nu există, eu ca medic, eu nu pot să conving pe nimeni să facă un lucru care este evident atât de în beneficiul lui. Sunt suficient de multe motive foarte vizibile, iar pachetele de țigări sunt cea mai bună dovadă că, într-adevăr, fumatul îți face rău. Deci eu nu pot veni cu ceva suplimentar să-l conving pe om să se lase de fumat. De aceea noi ne adresăm, adică suntem eficienți cu acei fumători care își doresc să facă lucrul acesta, adică să nu mai fumeze, și mai ales cu cei care au încercat, dar au constatat că efectiv nu pot. Nici ei. E vorba de oameni în toată firea, adică oameni la 40, la 50 de ani, oameni care au avut reușite în viață, oameni care și-au pus voința, cum spun mulți fumători, să facă diverse lucruri și au constatat că, dom'le, dar de țigară nu pot, că mă apuc așa niște nervi și îmi cere corbul, adică au simptome fizice. E bine, aceste persoane care experimentează tot felul de senzații fizice când întrerup complet administrarea de nicotină, adică fumatul, aceste persoane au cu o mare probabilitate dependență de nicotină. Ori doctorii pot trata dependența de nicotină pentru că aceasta este o boală, iar medicamentele acestei componente din fumat îi se adresează. Însă fumatul mai are o componentă, componenta psihologică, dublată de partea comportamentală. Vezi obiceiurile, vezi gândurile unor fumători și mai ales ale unor fumătoare că le stă bine să fumeze, că nu mă văd nefumătoare, că e singura mea plăcere, cea mai mare plăcere. Deci partea aceasta de credințele numesc psihologii, adică opiniile, părerile, ce cred fumătorii despre țigară, precum și partea de obiceiuri, aceste lucruri nu pot fi modificate de pastile. Iar noi, ca doctor, nu știm să facem bine omului decât în două feluri, cu cuțitul sau cu pastila. Cu cuțitul încă n-am ajuns să operăm în capul oamenilor ca să nu mai fumeze, însă există medicamente care se adresează, deci aceasta e problema pe care o rezolvă medicamentele. Și atunci mereu le spunem fumătorilor care sună la tel verde sau care se adresează direct spitalului sau celorlalte centre din țară, că întâi le sugerăm să nu mai fumeze, să nu mai fumeze o zi și să vadă ce se întâmplă. Pentru că multor oameni le este teamă de necunoscut. Tuturor ne e teamă de necunoscut, da? E adevărat că unii caută lucrurile astea, dar cel mai multor oameni le este teamă de necunoscut. Și atunci, hai să vedem. Sunt dispusă să scriu mereu, să le dau în scris. Le fac o promisiune în scris că nu mor și nu se îmbolnăvesc dacă se lasă de fumat. Mai rău de atât, n-ai ce să pățești. Și atunci, cu această credință, nu fumezi o zi și vezi ce ți se întâmplă. Dacă constați că ți este greu fizic, da, atunci
eu ca doctor te pot ajuta. Dacă vezi că nu-ți găsești locul, nu știi ce să faci cu mâinile, avem psihologi care sunt pregătiți special pentru a-i ajuta pe fumători. Dacă constați că... Dar de ce să nu fumezi o țigară? Dacă te preocupă gânduri de genul, dar cum să ies eu cu prietenii, prietenele la șpriț, cafea, petreceri și ce să fac atunci, că nu știu ce să fac, aici deja este o problemă puțin mai complicată de natură psihologică și aici este necesară o intervenție a psihologului ceva mai complexă. Psihologii numesc această problemă a unor fumători înscriu în categoria problemelor generate de self-esteem, adică de prețuire, de lipsă de încredere redusă în propriile tale aturi. Și atunci sunt persoane care se leagă de țigară ca și când țigara l-ar conferi, nu știu, divers, o imagine mai bună. Lucrul ăsta e de înțeles în adolescență, dar la 50 de ani, când deja ai realizat niște lucruri, e clar că trebuie să stai de vorbă cu cineva să-ți reglezi un picuț încrederea în tine. Aceste lucruri le facem noi în cadrul programului. În București, la Institutul Marius Nasta, în fiecare miercuri, la 3:30, le explicăm fumătorilor aceste lucruri, le explicăm mai multe decât atât, ca de exemplu, îi ajutăm să înțeleagă diverse lucruri care se întâmplă cu corpul lor, cum ar fi ideea că le place. Da, e place, rău de tot, e firesc, e în natura corpului uman, pentru că nicotina e un drog, ăsta este și motivul pentru care oamenii fumează, nu pentru că n-ar avea voință, că sunt proști sau tot felul de epitete din astea negative. De asemenea, ajutăm să înțeleagă ce fac medicamentele și doar pentru cei care sunt... Deci doar cei care consideră ei înșiși că au o problemă care poate fi ameliorată de medicamente, acestor persoane le prescriem tratamentul. Deci nu niciodată un medic care știe despre ce este vorba nu va spune că singura modalitate să te lași de fumat e cu ajutorul medicamentelor. Nu, nu e așa. Medicamentele îți ușurează viața și îți cresc rata de succes dacă ai dependență de nicotină. Altfel, să ai o pastilă care să-ți crească încrederea în tine, nu există. Câți dintre cei care au apelat la acest program au reușit să se lase de fumat? Anul trecut, de fapt, în ultimii ani, procentul variază între 65 și 70%. Motivul pentru care și colegii mei din țară au procente tot așa de ridicate, spun ridicate pentru că țara în care se aplică un sistem ca și în România este Marea Britanie. De fapt, noi am copiat de la ei, nu iau de la noi, iar la ei rata de succes este undeva între 30 și 35%. Nu suntem noi ca doctori mai deștepți, nu folosim noi niște metode, folosim exact aceleași metode, aceleași medicamente. Diferența este la fumător, pentru că în Marea Britanie medicamentele pentru dependența de nicotină sunt disponibile din anii 70, pe când în România, de-abia în 1996, a apărut pentru prima dată guma cu nicotină, iar medicamentele fără nicotină au apărut în 2004, deci foarte târziu. Și atunci la noi oamenii nu cunosc. Mai grav este că au păreri false despre aceste medicamente, bune sau, deci mai bune sau mai rele decât în realitate, dar oricum nu conform realității. Și atunci când urmează tratamentul așa cum trebuie și oamenii înțeleg că pastila nu este soluția minune. Am luat pastila seara și dimineața am uitat că am fumat, ci înțeleg că trebuie și ei să facă ceva, atunci evident că succesul e mai mare. Deci, practic, dacă ar fi să sintetizăm un pic, în vestul Europei fumătorii s-au cam plictisit de medicamente și s-au selectat cei care fie n-au niciun chef să renunțe la plăcerea asta extraordinară, fie nu fac ceea ce trebuie. La noi încă e o noutate. Ce schimbări ați observat după ce a fost adoptată legea antifumat în ceea ce privește bolile pulmonare? Este
greu să evaluezi ca medic tot ceea ce s-a întâmplat în țară, însă Ministerul Sănătății ne-a ajutat anul trecut întrebând, solicitând de fapt școlii de naționale de sănătate publică și management, practic centrului care colectează toate informațiile referitoare la spitalizări. Deci ceea ce s-a întâmplat și în alte țări în care fumatul a fost interzis complet în spațiile publice, și anume că a scăzut numărul de spitalizări pentru infarct miocardic, pentru acutizări ale astmului bronșic la copii, același lucru s-au întâmplat și la noi. Deci ca medic pneumolog nu pot decât să mă bucur, pentru că orice exacerbare a astmului, orice exacerbare a BPOC, deci a bronhopneumopatiei obstructive cronice, înseamnă o îmbunătățire a calității vieții pacienților noștri. Pe de altă parte, încep să constat că nu prea, oamenii nu se mai reapucă de fumat din motive legate de chefuri. Adică oamenii se lasă de fumat, numai că din nefericire se și reapucă, pentru că este greu să crezi că de la o banală țigară te reapuci. Dar acesta e mecanismul, aceasta este realitatea, pentru că nicotina e un drog. Și ca în cazul oricăror altor droguri, după o perioadă de abstinență, o doză mică te duce la reluarea consumului. E bine, aveam persoane care se reapucau de fumat pentru că ieșeau la restaurant, pentru că se duceau într-un club, într-un moment de bine, într-un moment de voie bună, spuneau doar o țigară. Cum să nu fumez eu acum când nuntă, botez, da? Las la o parte reluarea fumatului în cazuri de supărare. E bine, cei care vin acum să se lasă de fumat pentru că s-au lăsat și au reluat, nu prea mai spun că au reluat fumatul în aceste momente. Ori, pentru mine și colegii mei care îi ajutăm pe fumătorii care vor să se lasă de fumat să depășească mai ușor perioada de sevraj, această lege a mai adus un lucru, și anume le-a arătat fumătorilor că pot trăi, pot petrece câteva ore și fără țigară. Adică de unde la început se gândeau că va fi foarte greu să iasă afară, au constatat că nu este chiar așa o mare tragedie și că fumează mai puțin, și atunci sunt unii și sunt din ce în ce mai mulți fumători care spun problema, în fond, dacă am renunțat la jumătate, de ce să nu renunț deloc? Pentru că au constatat pe propria piele că nu e chiar atât de greu. Vă mulțumesc mult pentru informații și pentru prezență. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Elena Oceanu și ne revedem peste 2 săptămâni.